Sfântul, să-și exprime și a gândurile despre poezia domnului Tipuriță și despre domnul Tipuriță, presupun. Doamna Paula. Da, da, vă aveți permisiunea mea. Acum nu știu dacă, dacă și-a doamnă. Cu atât mai bine, sau și doamna sunteți priviți. Am început adunarea de astăzi cu un moment de reculegere. Inițura Beta a mai făcut, dintr-o carte în care m-am ocupat, un foarte vibrant moment de reculegere. Așa încât îngăduiți-mi să repet și eu titlul cărții și ce zice mai departe de titlul poetului. Unde sunt cei care nu mai sunt? Întrebat am vântul, călătorul, vitiliu pe care aleargă norul spre albastre margini de pământ, unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zis-a vântul, aripile lor nevăzute mă lovesc în zbor. Întrebata luminata ciocărie, candela ce leagă în tărie, unde lemnul cântecului sfânt, unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zise ciocăria, s-au ascuns în lumina celui nepătruns. Întrebata bufnița cu ochiul sferic, oarba care vede în întuneric, taie neprinse cuvânt, unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zise bufnița. Când va cădea marele întuneric, vei vedea. Asta fac poeții prin creația lor. Nu lasă marele întuneric să cadă pentru acel ceva care înseamnă cuvântul și care este deopotrivă adevăr, lumină, îndumnezeire. Poetul Dan Tipuriță este un poet al cetății. Eu l-am întâlnit la cetatea lui Bucur. Acolo ne vedem lună de lună și punem noi la cale ceva care seamănă tot a poeziei. Îmbinăm o imagine cu un cuvânt. Pornim de la un tablou și încercăm fiecare parte în legea noastră să facem ceea ce putem mai bine pentru a explica în cuvinte cât mai puține și cât mai concludente ceea ce poetul, ceea ce pictorul a vrut să exprime. E adevărat că ochiul are el legea lui, dar și cuvântul are legea lui și din îmbinarea celor două iese uneori lucru foarte frumos. Trăind de vreo 25 de ani în lumea medicală, pentru că trebuie să acopăr o rubrică la viața medicală despre artă, am băgat de seamă că poeții aceștia, că medicii aceștia le fac cam pe toate. Și le fac cam pe toate bine. Și literatură, și muzică, și creație plastică. De ce n-ar fi făcut domnul Tipuriță poezie excelentă, convingându-ne medicul care este, că vom mai trăi odată. Nu mă credeți? Ia să-l ascultăm. Am certitudinea că vom trăi din nou. Mi-a fost rescris prezentul sub coperta tâmplei. Amestecăm timpul într-un hibrid de cafea cu foșnetul fluid al zilelor trăite. Câteodată alergăm cu lanterna amintirii aprinsă, alteori culcăm într-un pat hipnotic uitarea, de altfel dezvelim câteva statui întâmplării cu tot praful ridicat de vârtejul câtorva cuvinte, totul într-o slava memoriei acestor misteri prin care luăm mereu cu noi la trecere, dar nu putem afla niciodată corect de ce, prin cea mai elementară minune genetică, mai totdeauna ne-o luăm înainte. Vedeți, amestecul acesta de cuvinte care țin de medicină, dar care țin și de, și de poezie deopotrivă, le îmblânzesc, amestecul le îmblânzește și ele devin chiar
poezie cântătoare, iar domnul Tiguriță nu este doar un poet desăvârșit, este și un medic desăvârșit, pentru că dacă le spune acest lucru și trebuie să-l credem, am certitudinea că vom trăi din nou, eu sunt dispusă să-l cred. Și eu.